Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Că astăzi este la Republica Fantastică, este povestea lui Dănilă Prepeleac. Prima parte, adică cea în care eroul lui Creangă pleacă la Târgu Boi și se întoarce cu o pungă goală, tot făcând schimburi avantajoase în capul lui, după care, mă rog, prăpădește și carul cu boi al fratelui, pentru că vorba lui Creangă, tot un bău și o belea. Asta e prima parte. În a doua parte, Luca, dacă mai ții minte, Dănilă Prepeleac disperat, intră în legătură cu niște draci și păcălește pe aia, în fine. Noi vorbim de prima parte. Și ce să vezi, Dănilă Prepeleac al nostru modern e tot pe undeva prin nordul Moldovei, de unde s-o fi inspirat pentru poveste și Creangă. În sensul că tradițiile nu mor. Adică dacă e acolo, acolo rămâne. Mai clar, povestea adevărată se întâmplă la Botoșani. În orașul Botoșani, unde niște prepeleaci, să le zic așa, de la primărie, au tot schimbat tramvaie pe autobuze, până când au ajuns și fără banii de plătit autobuzele, și fără tramvaie, și foarte probabil și fără autobuzele luate în leasing până la urmă. Deci, tot s-au gândit să se perfecționeze, să facă să fie mai bine și a fost din ce în ce mai rău. Și după cum unii dintre ascultătorii noștri știu, în frumosul oraș Botoșani, prin care am copilărit când eram copil, transportul public beneficia de linii de tramvai. Ceva ce nu orice oraș are. Tramvaiul, cel mai eficient mijloc de transport public, foarte mișto, foarte tare, mă rog, Botoșani avea. Și în urmă cu niște ani, vreo trei, înțeleg, primăria a venit cu ideea să modernizeze calea de rulare a tramvaielor printr-un proiect finanțat cu bani europeni, 30 de milioane de euro. Faci și mai aici să fie frumos. Tramvaiele au fost scoase de pe linii și cum necum a început măcar ca idee procesul de reabilitare, în sensul că au început să caute o licitație, un ceva, procesul ăsta urma să dureze până în 2025. Iar Ministerul Dezvoltării de la București a zis, faceți voi cu liniile de tramvai pe bani europeni și noi ne ocupăm să vă aducem tramvaiele. Urma să ofere, în schimb, la terminarea reabilitării, tramvaie noi. Și planul nu sună rău, trebuie să ne fim de acord, numai că cred că știți deja că ceva n-a mers cum trebuie. Știți, stați să vedeți. Deci, cu ce să înlocuiești tramvaiele cât urma să dureze refacerea liniilor? Pentru că cetățenii au nevoie de transport public. Autobuz. Bravo! Mulțumesc! Excepțional poți să fii eu primar. Eu aș fi zis metrou. Nu. Merge mintea prin. Autobuze. Primăria a luat în leasing operațional niște autobuze noi de la o companie turcească. Firește. Prețul, chiar dacă sunt autobuze turcești... firește? Da. Firește. Că firește. Sunt... Da. Au nativ autobuzul. Autobuz, da. Prețul deloc mic. Primăria Botoșani s-a angajat să plătească lunar, una peste alta, cam 165.000 de lei rată pentru vehicule. O grămadă de bani pentru oraș, deci 165.000 de lei noi. Nu știu cât vine în lei vechi. Dar stați, 650 de lei. Mai avem. Adevărul, ziarul Adevărul notează că la acest cost se mai adaugă cel puțin 80.000 de lei lunar pentru combustibil, deci lunar, mas o menos, una peste alta, un sfert de milion de lei minimum, doar pentru operarea autobuzelor în Botoșani. Dar nu s-a terminat. Cineva a făcut contractul pentru autobuze cu limită de kilometri. Cum greșim noi, cum am greșit eu odată, deci mă jur, am greșit odată, o prietenă, am închiriat o mașină odată într-o vacanță undeva și n-a fost atentă și a luat cu limită de kilometri. Și planul nostru era să mergem foarte mult. Așa că, la un moment dat, s-au terminat kilometrii respectiv și noi am mers cu niște prețuri de taxi. La regim, da, la regim de taxi. Deci am mers cu mașina aia, am mers încă niște zile, câteva sute de kilometri, băi, în regim de taxi ne-a uscat. Dacă o lăsați undeva într-o parcare și vă luați autobuzul, sau autobuzul, da. Stai un pic, iartă-mă, poți să mai spui o dată la ce bani erau autobuzele? Banii erau la rată 165.000 de lei, cu 80.000 de lei lunar pentru combustibil. El încă mai calculează. Și cu limită de kilometri. Deci s-a estimat că autobuzele o să facă anual de aproape 4 ori mai puțin decât fac ele în realitate. Adică au zis pe câți kilometri luăm? 50.000 de kilometri pe an. Ele fac 180.000, cel puțin. Înțelegeți? Iar cei în plus se plătește cu 2 lei și jumătate pe kilometru. Ma. Deci taxi, bă, băiatule, înțelegi? Dar cât e taxi în București? Cam așa, dar aici mergi în autobuz, intră mai mulți oameni decât în taxi, știi? Și atunci, ok. Băi, 2 lei jumate regim de taxi, mergi cu autobuzul prin Botoșani, regim de taxi. Și evident, nu sunt bani pentru luxul ăsta inutil, așa că turcii probabil că își vor lua autobuzele înapoi, când primăria nu o să mai poată să plătească. Ok, asta e situația, nu-i nimic, ne întoarcem la tramvaie. Poate asta vreau să zic, rezolvă... totuși tramvaiele nu-s gata. Am dat-o de gar cu autobuzele, aia poate rezolvăm cu tramvaiele. Păi, nu.
Adică, deși Ministerul Dezvoltării și-a făcut treaba, mare minune, dar mă rog, se întâmplă, și a găsit furnizorul de tramvaie noi pentru orașul Botoșan, fiind în curs proceduri de achiziție, primăria Botoșan nu a reușit să înceapă efectiv proiectul de reabilitare a șinelor pe bani europeni. Că n-au găsit nici cofinanțare, nici n-au reușit să organizeze licitația, deci proiectul a fost abandonat și șinele sunt scoase cu totul de pe străzile Botoșanului. Deci au zis, hai, ne apucăm să reparăm. Bă, cum reparăm noi jucării, știi, mașinuțe teleghidate când eram mici? Hai, cum reparăm. De tot. Și s-a pierdut aia, am stricat cealaltă, am rămas fără tramvaie și nici autobuze n-o să mai avem. Danila Prepeleac, mă, vă spun. Deci, încă o dată, au vrut să modernizeze șinele cu bani europeni, au dat tramvaiele vechi, Ministerul Dezvoltării a luat pentru ei unele noi, ei au luat autobuze canababi la preț de taxi pe kilometri, iar acum sunt pe cale să piardă tot. Și avem și continuarea, că nu se termină aici, evident. Pe 30 martie anul acesta, Consiliul Local Botoșan a aprobat un plan de cumpărare de autobuze electrice pentru oraș. Bă, deci am avut tramvaie, ne-am bătut joc de ele, am luat niște autobuze, nu putem să le ținem, ce facem noi acum? Hai, ce e mai scump? Autobuze electrice? Alea. Gata, tati, luăm autobuze electrice. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.